Spitalele sunt pline, iar bolnavii de COVID așteaptă până în ultima clipă să ceară ajutorul medicilor. La Victor Babeș a fost adus ieri un bărbat de 79 de ani suspect de COVID, doar că medicii au constatat că acesta decedase între timp. Pacientul avea afecțiuni cronice, iar soția s-a murit să cozi înainte la un alt spital din capitală, tot din cauza infectării cu SARS-CoV-2. Un bărbat de 79 de ani a fost adus decedat cu un autoturism în particular la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din București. Cele trei persoane care l-au adus au precizat că l-au adus pe bărbat pentru că prezenta o stare gravă generală fiind suspect de COVID-19. La poarta spitalului s-a prezentat un autoturism particular în care se aflau un total patru persoane care a adus pentru evaluare un pacient în vârstă de 79 de ani, domiciliat în București și prezentat ca având o stare generală extrem de gravă suspect COVID-19. În urma examinării Clinice, echipa de medici de gardă, un infecționist și un specialist ATI au constatat că pacientul a fost adus decedat la spital. Au transmis reprezentanții spitalului Dr. Victor Babeș din capitală. Ca urmare, conform procedurii, personalul medical a apelat serviciul 112 pentru a anunța evenimentul, iar în scurt timp acolo a ajuns un echipaj de poliție. Medicii de la spital au mai anunțat că soția acestuia murise doar cu 24 de ore înainte, din păcate, tot din cauza infectării cu noul coronavirus. În urma verificării documentelor aduse de cei care în Ceau pacientul, s-a constatat că acesta suferea de multiple afecțiuni neurologice și cardiovasculare cronice. Soția sa cu COVID-19 decedase cu o zi înainte la un alt spital din București. Pe baza analizei situației de fapt și a datelor existente, serviciul omoruri din cadrul Poliției Capitalei a stabilit că nu e vorba despre o moarte suspectă. Au precizat reprezentanții unității medicale. Trupul nensuflețit al bărbatului de 79 de ani a fost transportat la Institutul de Medicină Legală.